Este trecut de miezul nopții în casa Mireasa, iar în bucătărie se încearcă stabilirea unui top al băieților care arată bine. Hai, cine arată cel mai bine? Cine arată cel mai bine dintre băieți sau ce? E, logică e. Valentin. Normal, iubitul ei. Nu, hai să facem top. Nu, acum n-a. Hai să facem top 3. Bărbatul meu a fost cel mai sex appeal bărbat din... Fiecare cu ale... Și a zis și tu acum. Nu, hai facem un top 3. Fă tu un top 3. Facem un top 3 toate la băieții din casă. Am facem cont deja aia acum. 1, 2, 3. Voi ați făcut top 3? Nu, l-am făcut. 1, 2, 3. Da. Bine, îl pun pe Răzvan primul. Tot pe cine pui așa în top? Excludel pe Adrian dacă acum nu să fac rău. Și eu ca voi să zic Adrian, Da, păi nici nu are tu pe o să zică de altcineva. Așa, eu dacă aș face așa după cum o văd eu, pe modul de cum e conformația sportivă și așa, și gen cum e lucrat și gen și să fie armonie așa între așa picioare, da, clar, Răzvan e pe primul loc. Pe al doilea loc, chiar dacă mai pus poate o Perneș ar fi pe al doilea loc. Perneș? Pe al treilea loc Valentin. Seamănă Perneș cu și Valentin în trei. Pe locul 4 ar fi Andrei. N-a pus și pe 4. Pe locul 5 Adrian, clar. Da, dintre corpuri, noi punem așa, stai așa pe rând la corpuri, îi punem așa, îi vedem așa, fără tricouri pe toți. Da, 5 Adrian, mai departe. Leo, clar, ultimul loc. Se. Da, ei ultimele locuri, da. A, deci da. Corpurile lor sunt pe ultimul loc, nu? Da. Dar Ron unde era să fie? După Adrian, pe locul 6. La locul 6 l-a pus. Că stă bine. E înaintea lui cine a spus? Clar. Dar era slăbuț. Cred că el era cel mai slăbuț. Da, era slab. Da, dintre toți. Așa, zic că în rest sunt făcuți cu toții, dar zic că el era cel mai slab dintre toți. Era slab și înalt, că era mai înalt ca restul. Cine? Aron. Era la înălțime mai înalt decât, zic, după... Cine e cel mai înalt din casă? Leu și Sese. Așa, după ei, nu era el cel mai înalt, Aron? Nu, cu ce? Era un pic mai înalt decât mine. Mai degrabă Andrei un pic mai înalt decât el sau tot, da, parcă am înălțimea aia așa. Și noi am bărfit aici ca fetele. Topul băieților. Da, dar voi la început când ați fost aici n-ați făcut, nu? Adică da, am făcut topul. A, făceați topul, nu? Pe cine ai pus la început? Chiar sunt curioasă. În top. În topul meu era Valentin și Leo atât. La început de tot, nu? Doar doi băieți. Tu ai apucat cu top? Nu. Ba da, cred că și cu voi când ați venit ați făcut top. N-ați făcut top voi? Nu. Și cine... Câți aveai voi în top? Trei. Doar trei? Așa vorbeam noi. Da. Care ne-a atras atenția. Și ai încercat să cunoști pe Leo sau? N-ați interacționat, nu? Ba da, dar nu... N-aveți nicio legătură. Nu vorbesc. Da. Ok, bine, gata. Nu mai întreb. Capricile iubirii. Pe principiul ultimul venit, primul servit, domnul Răzvan este primul în topul făcut de fetele din casă. O parte dintre ele, nu toate. Nu, Elena, tu ai pornit. Eu am avut curajul să zic. Tu ai avut curajul să zici? De ce? Că înainte să zici tu, a zis și Alina că e clar că în topul ei detașat câștigă Vali. Ce era să zică și ea acum? Cel mai frumos bărbat cum adică? Păi așa, ar fi culmea. Ia ziceți, domnilor, Vali. Ce zic? Sunt mândru că a răspuns așa și că da, e ok, vezi? Adică dacă sunt asumate, chiar clar o să răspund. Asta e o discuție pe care noi o vedem ca băieți. Clar se întâmplă și afară și nu... Și noi băieții cu siguranță avem discuții de genul ăsta. Și dacă nu aveți, veți avea cu siguranță după... Acum, da, chiar o să am să propun. Ele au deschis, au dat tonul, stați puțin, fetelor. Știți, e vorba aia, să te ferească Dumnezeu să intri în gura femeilor, da... Ferească sfântul de gura bărbaților. Așa este. Andrei. Prezent. Prezent. Păi eu nu sunt top. Sunt pe 4.
Ești pe ce, cum nu ești în toată lumea, e în top. Da. Sau cum, ești primul sub linie sau cum, ca la examen? Stai liniștit. Că eu cred că lucrurile nu stau chiar așa, că știm cu toții că a mai fost sesiunea aia cu sex appeal-ul, da, cu așa. Da, în cazul ăsta, nu, chiar nu. Eu am gândul în altă parte, deci pentru mine nu. Discutăm imediat și despre gândurile tale. Ia să vedem, Adrian. Mă bucur că au făcut și ele un clasament și că au fost sincere. Pe ce loc erai în clasamentul? Așa, pentru mine, în clasamentul meu. Da? Da, el e pe locul 1 în clasamentul meu. Așa zicând cum o văd. Păi cum că tu ai zis că Răzvan e primul în clasamentul tău? Am zis dacă judec în funcție de conformația atletică, de conformația corpului, de fizic. Așa, asta îmi era clar doar pe fizic. Ați vorbit doar de fizic, nu și de metafizic. Exact. Da. Bun, ia să vedem. Perneș. Ai pus un pic de pateu. Când am zis eu să te ferească zbândul să intri în gura fetelor. Dar în rest ești bine, ești acolo în top. E... Da, zic eu că e de bine. Dar, deci nu vorbești cu mine? Ești în silențiu, stampa? Te doare o măsea? Ai o bomboană în gură? Nu, da, na, nu știu ce caut aici. Păi sunt toți băieți. E vreun băiat care lipsește? Nu. Nu. Și din casa fetelor lipsesc vreo două fete. Da. N-au mai avut loc, că le-aș fi adus și pe ele. Ia să vedem, Perneș. Nu Perneș. Tese. Prezent. Ce părere să am? Asta e, fiecare are părerea lor, le respect. Sunt discuții între fete. N-are de ce să mă afecteze pe mine. Corect, dar ziceau fetele că ai fi pe ultimele locuri, pe acolo, pe 6-7. Da, într-adevăr, dacă ne luăm ce după construcția... Ce să zică, vă dați seama că... Ce să zic? Sare Giovanna de colo, fii atent, fii atent. Nu, dar e din construcția corpului și au dreptate. Dacă ne luăm după construcția corpului, dacă ele se uită la un bărbat doar la construcția corpului, au dreptate. Păi da, nu puteau să se... Că nu, acum nu o să înceapă să discute despre... Aici au dreptate. Putem să facem și la față, dacă e să facem un top și la față. Imediat! Stai un pic, stai să vorbesc cu toată lumea, da? Stai un pic, că vreau să vorbesc și cu Leo. Hai mă, Leo, cum să fii tu pe ultimul loc? Deci, în clasamentul Elenei mi-aș fi dorit să nu fac parte. Că sunt ultimul loc. Așa. Dacă erau trei locuri care primeau premiul, mi-aș fi dorit mențiune din partea ei. Ok. Da, și cam atât. Și câștigătorul and the winner is... Da, mă bucur pentru asta. Se bucură. Bine, la tine nici nu era greu, pentru că tu chiar faci un sport de performanță care exact cu asta se ocupă, dacă nici tu nu ai fi fost pe... prima poziție. Bun, ne întoarcem la Elena. Stați că devine din ce în ce mai drăguță treaba. Topul pentru fetelor. Ia să vedem. Pe prima poziție se situează... Clar, Adrian. Elena vrea să se scoată. Bă, e bine. Asta pentru mine, clar. Ce? N-avem în regie efectul ăla cu... dar putem să-l facem toți. 1, 2, 3 și... Ai înțeles? Bun! Înțeleg! Îl scoatem din top. Deci el nu participă. Ia să vedem. Următorul. Ia ieșiți mai cu fețele la înaintare să vă vadă. Uite, toată lumea se doarme cu spatele. Perneș! Așa, pe locul 3? După el Răzvan. După el Răzvan e în top, clar, e acolo. Și după Andrei. Da. Și după Andrei? Da. A, deci Leo... Am și o rugăminte, pot să fiu ultimul și de data asta. Da. Vrei să o întrebăm și pe Anda? Clar, dar să nu intru în top. A, corect, ai dreptate. Afară de el, ia să vedem ce top ai, Anda. Nu am niciun top, el top. Păi uite-te la ei așa, adică ce, nu poți să spui că... Nu cădeam plasanda. Hai mă, că prostia asta. Până la urmă, cei frumoși și lui Dumnezeu îi place. Corect. Și vreau să vă spun un lucru. Niciodată, că asta spuneam înainte de a vedea imaginile, suntem subiectivi. Pentru că Alinei îi place un anumit tip masculin, Andei un anumit tip masculin, Elenei de asemenea... Na, e firesc să fie așa. Giovanna abia aștepta să sară pentru al ei sese. Ei. Zic și eu, nu știu. Dar aș pune și pe Iana să facă un top. Oh,
Eu am spus că da. Am spus că Andrei este topul meu și da. Andrei este topul tău și gata? Da, atât? Nu mă interesează restul. Bine, Giovanna! Eu ce să spun? Topul. Eu nu spun. Nu, lumesc acum. Vrei să-l trimit de aici, Gălt? Da. Nu e problemă. Nu, cum? Nu? El e logodnicul meu. Asta știm cu toții! Păi, da, gata, atât. Dar nu poți să spui și tu, uite, îmi place de cutărică, îmi place cum arată, ci e ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place. Eu le-am mai zis la băieți, v-ați tuns, v-ați ferchezuit, v-ați, ce înseamnă ceva asta? Iertați-mă, dacă considerați că înseamnă altceva, vă înșelați. Doar v-am spus că sunteți frumoși, că v-ați aranjat și v-ați așa. Dar asta nu implică nimic, Giovanna. Așa este, doamna Gabriel. Pot să zic și eu ceva? Ți-e teamă de geloziile lui? Da, nu mi-e teamă. Dar el știe foarte bine că el e pentru mine și atât.